Azi de necaz, da, frate, pe bune a fost azi de necaz. Așa, eram în spate și Dustin el nu s-a oprit. Ce tremuri așa? Haideți să vă zic eu, tremur așa, fraților, de la accident, că am avut accident de mașină. Ana, te pup, dați follow la toți care donează aici, vă rog frumos. Eram în spate și Dustin el nu s-a potolit și i-a zis lui Amato ceva, da, Amato, cât am, din ce am înțeles eu, cât ai în braț. Mai am și eu 90-65. Yamato a venit cu viteză, a venit cu viteză, deci a venit așa cu viteză, că pe ăstea nu există filmări. Bam, 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 eu m-am pus în față și mi-a zis, dă-te. Când m-am dat puțin la o parte, m-am pins, mi-am rupt piciorul, eu am piciorul în momentul de față, am piciorul în momentul de față full, umflat, umflat, umflat. Ok, am piciorul umflat. Să vă mai zic o chestie. Tatiana, te bag, stai să zic asta. L-a luat pe Dustinel pe sus. Băi, a luat pe toți ăia pe sus. De nom, te iubesc inima mea. I-a luat pe toți ăia pe sus. Băi, hai, hai. Eu am zis, băi, ce se întâmplă? L-au scos pe Dustinel în chiloți afară. Și ce credeți? A venit poliția. Bă, a venit poliția, bă. De ce a avut loc meciul? Cât timp era el sub influența alcoolului? Pentru că nimeni nu și-a dat seama. El stătea într-un col, stătea cu minte și își bea ceva din ăsta, dintr-o sticlă de fusti. Trecând peste, există o filmare cu mine. Există o filmare cu mine când Dustinel nu, n-are ce să-mi zică mie, frate. Eu încercam să iau apărarea și Dustinel se uita la mine și făcea: te bat, te bat, te bat. Și am zis, băi, nebunule, eu ți iau apărarea, bă, bă. S-au strâns toți oamenii, toți oamenii în jurul lui și dădeau în el cu vorbe. Și eu am crezut că vorba de Garzi să-l bată și eu am intrat în fața lui și am zis, bă, nu dă nimeni în el. Am zis, nu dă absolut nimeni în Dustinel. Nu dă nimeni în el. Nu era drogan. Nu. Excluzând. Nu, nicio treabă. Nu era drogat. Dustinel nu a fost drogat. Nu a fost drogat. Vă bătea Yamato cap în cap. Băi, frate, am vorbit cu Yamato. Nu era, fraților. El nu era. Și el își pierde conștiința de la băutură. Mereu i s-a întâmplat asta. Eu nu iau apărarea. Nu iau apărarea nici lui, nici lui Yamato, chiar dacă taberele sunt împărțite în două. Unii zic că Yamato a procedat bine, că ăla a intrat beat. Unii zic că Dustinel nu putea să-l lovească de Yamato. Iar eu zic, ce a zis voi, că eu am prins bine ghilotina și că trebuia să câștigăm. Înțelegeți? M-am uitat, ce m-a supărat, poate video-ul ăsta o să ajungă la Dustinel. Există și videoclipuri, mama mi-a zis clar, Dustinel e singur, eu vreau ca să iau și lui apărarea, eu vreau să iau apărarea și să văd ce face. I-a zis lui Dustinel, mami, i-a zis fix așa, Dustinel, ai grijă ce faci, te rog frumos și du-te acasă. Și ce credeți? I-a zis, du-te acasă și Dustinel făcea, hei, am grijă, ce, că nu știu ce țipa la mama. Felicitări lui Yamato, da, nu știu, uite, taberele să împartă mai multe de astea, nu știu cum se întâmplă, nu știu ce se întâmplă. Oricum, la mine pe Instagram vedeți mai multe, pentru că pe TikTok nu pot să pun atât de multe lucruri. Eu nu te pup, Narcis, cei care donați, vă pup, dați follow la cei care donează, că nu știu unde să mă împart, nu știu cu cine să mă împart. Eu am procedat corect, de ce? Pentru că eu am luat apărarea. Te pup, Corleone. Da, eu v-am zis tot ce s-a întâmplat, eu vă zic tot. Acum, oamenii, când a prezentat Yamato regulile, au fost lângă mine. Și cum am zis, cei care tot ziceți de lucrurile astea că nu e ok, că nu știu ce, îi dau ocazia unuia dintre voi, să știu că am încredere în el, să intre în Gala RXF. Eu, în momentul de față, îi dau ocazia unuia să intre cu oricine în RXF, să vadă cum este cușca.